Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Bună seara și bine v-am găsit. Știi cine? Du-te! Bă! Da. Cine? Cine zi? Hai să te prind și tu. Nu vă zic. Ia. Pentru cine nu mă cunoaște, eu sunt soția unuia dintre jurați. Ah, și nu, Andreea, mă, nu Andreea. Sunt Mincu. Andreea, mă, Andreea. Și am zis când am văzut-o, îți jur că am zis când am văzut-o, tu trebuie că era prea aranjată. A cui soție ia sunt, mai aveți timpul. Fix 4 încercări, iar cine trage bățul scurt, câștigă. Haide mă să câștigă. Vreau să văd că mi-e dor de ea. Hai. Da. Du-te, Dane, du-te. Bună, dragilor, bună, mă bucur să vă văd. Mă pup și mă îmbrățișez. If you like it, put a ring on it. Wow. Mă bucur tare mult să vă văd, mi-a fost dor de voi, sincer, vă pup pe toți și vă îmbrățișez de la distanță. La sfârșit îmbrățișez mai aproape. Mulțumim. Mulțumesc. Bun, haideți să mergem mai departe. Sunteți pregătiți că o să fie... Măcel, să lasă cu sânge. Wow. Credeți-mă că habar n-aveți ce vă așteaptă. Mamă. Bun, să continuăm. Doamne, trebuie, iartă-mă. Iată. Hai. Da, este adevărat, soțul meu, da, acum toată lumea știe că este Dan Badea. Da, doar Dan Badea. Știu că nu vă vine să credeți. Bravo! Felicitări, mă. Hai, mă, bravo! Soțul meu este mai scund decât mine. Wow, șoc! Da, așa este. Deci tocmai l-am eliminat din ecuație pe Vio, atunci când nu știam exact a cui soție sunt. Și am făcut și o premoniție pentru sfârșitul sezonului. Nice. Eu nu scud astea, să știi. Unii oameni comentează că suntem un cuplu atipic doar pentru că sunt eu mai înaltă, dar să știți că eu nu am o problemă cu asta, mai ales că nu sunt singura și Antonia și-a luat un soț mai scund decât ea, doar că eu am ales varianta pe alb. Ma. Oh. Varianta pe curcubeu. Oh. De 7 ani sunt împreună cu soțul meu și alături de el am intrat în această mare familie a stand-up-ului din România. V-am cunoscut pe voi, oameni minunați, alături de care m-am distrat de foarte multe ori la nunți, botezuri, cumetrii. Pe gratis. Bine, grav. Mi-e frică. Hai să vezi. Și eu am intrat în familia asta și eu m-am distrat la nunți. Îți zic sincer. Am râs de foarte multe ori și de complezență, ca să nu se supere Vio. Mă bucur că se râde. Pe scurt, mă simt alături de ei ca într-o familie. O familie defavorizată, dar o familie. Băi, da. Da. Și ca în orice familie există și telenovele, să știți. Vreți? Vreți să vă spun? Sunteți pregătiți? Da, normal! Normal, abia așteptam. Foai de capul, mă, cum? Vreți să vă țin eu de mână? Da. Exact, bravo, Maria, ai început bine. Ia. Pentru că nu au voie să fure glume unii de la alții, comedianții din România și-au furat iubitele. Ah, că n-am furat pe nimeni, n-am furat pe n-am furat pe nimeni, era fără tag. Era lăsat de era... era fără tag. Micuțu și-a luat iubita de la Banciu, Sergiu și-a luat iubita de la Teo, Costel și-a luat soția de la Teo, Bobonete și-a luat glumele de la toți. Nu, glumesc! Aoleu! Astea ustură. De unde ai auzit tu toate astea? Cine? Că noi nu vorbim. A fost o glumă. Am venit aici să spun glume, a fost o glumă. Pentru că soția lui Costel a fost mai întâi cu Teo, acum Teo strigă copiii lui Costel cu apelativul nepoate. Ma.
Suntem nepoate? Nepoate? Lasă așa. Nepoate? Nepoate? Ne poate ajuta cineva să oprim acest... Ne poate minți soția mea? Nesigur, nu ne poate. Bun. Foarte bun, nesigur. Băi, Mădălina. Scuze. Nu e nicio problemă, te rog, continuu. Am venit aici, cum am promis, să dau din casă. Da. Cine a mai vorbit cu tine la nunți? Am venit să dau din casă pentru că, într-adevăr, decorul aici este cam sărăcăcios și, da, mă refer la Vio. Ma. Costel! Oh, stai, încă nu, stai. Mamă. Costel e jurat în două emisiuni acum, deși s-a jurat că nu mai a ce rămâne de la alții. Ma. Au! Bă. Ta, mă doare pe mine! Ah! Toată lumea este de acord că formula Teo, Vio și Costel este una bună, perfectă, pentru că lui Teo îi place în trei, iar lui Vio îi place să o frece. Oh my god, greutate! Băi! Pace! Mi se pare mega hardcore! Mega! Da, foarte bun! Teo, Vio, Costel, mă bucur tare mult să vă văd aici, mă bucur că am prilejul să vă felicit, felicitări. În sfârșit ați reușit, v-ați luat și voi o secretară. Scrie acolo că a fost bună. Te pun, Maria. Maria, te admir foarte mult, ești cu adevărat o femeie de succes. Mulțumesc. Pare însă că superputerea ta e cicălitul, iar superputerea soțului tău, Mincu, este să-ți mănânce banii. Asta dacă tu chiar ai face bani. Este atât de adevărat asta cu făcutul de bani, da. Trist. Știu că o alternativă în locul Maria a fost Micuțu. Vă iau pe cineva cu greutate, dar după ce a prezentat România are roast, au zis că aici vor totuși pe cineva care face audiență. Doamne, ce bine ar fi fost să fie așa. M-a durut asta. Deci de audiență. Da. Dar să ne întoarcem la Dănuț. Chiar ia să întoarcem la Dănuț. Acum te răzbună pe... Mai întoarce-te de multe ori la Dănuț că ia, s-ar putea să... fatalitate. Stai să vedem cum își ia Dănuț. Dar să ne întoarcem la Dănuț. Chiar ia să întoarcem la Dănuț. Acum te răzbună pe... Mai întoarce-te de multe ori la Dănuț că ia, s-ar putea să... fatalitate. Stai să vedem cum își ia Dănuț fatalitatea. Am acceptat să fiu cu el pentru că este un tip sincer. Când ne-am cunoscut, mi-a vorbit ore în șir despre angoasele lui. Mă rog, eu le spun angoase, el le spune foste. Medic! Medic! Inima! Dă cu fulgere! Când l-am cunoscut pe Dănuț, l-am căutat pe Google și încă mai primesc reclame la avocați pentru divorț. Când am fost cu Dănuț la notar, ce? Să ne cumpărăm casă, m-a ținut strâns de mână de parcă îl înșelasem cu cel mai bun prieten. Bă, gata. Gata. Plec eu. Eu nu mai pot. M-a luat pe mine. Hey, ne distruge nevastă. Nu e problemă. Când nu îmi vorbea despre angoasele lui, îmi vorbea despre versurile pe care el le-a scris. Da, eu m-am îndrăgostit și de Dan Badea, poetul. A scris versuri pentru Haikyuu, gașca mea. A scris versuri pentru A Body and Soul. Da. Vă citez. Nu. La stânga femei, te uiți fără să vrei. La dreapta femei, ce altceva mai vrei? Așa era, cine mai știe? Nu. Ultima dată când l-am prins fredonând prin casă, la stânga femei, l-am întrerupt eu cu să vezi ce palme ți-ei. Nu mai, gata, nu mai fredonez niciodată.
Wow, no. Te uiți fără să vrei, ai dreapta femeie, să vezi ce palme ți ești. Mă nevoită să recunosc, nu am venit aici să fac un roast, am venit să văd dacă Dănuț este într-adevăr acolo unde spune că este, adică la muncă. Ce drăguț, ce drăguț. La muncă, vio, ai auzit? La muncă suntem. Dănuț este singurul comedian din lume care plânge la o emisiune de umor. Așa e. Acasă plânge doar când vine factura la curent. Ma. Aici nu a plâns? Asta pentru că încă nu și-a dat seama unde este. Ca orice bărbat, Dănuț are și pasiunile lui. Puțin știu că el este un pescar amator înrăit. Amator pentru că merge rar la pescuit, înrăit pentru că nu prinde niciodată nimic. Da, bă, bă, extraordinar. Mai ai? Nu vreau să spun că e bătrân, dar a creat serialul la seral și nu l-a văzut încă pentru că așteaptă caseta VHS. Hello, mamă! Bă. Apropo, adevărat. Mulți spun că stau cu el pentru bani. Este adevărat, l-am împrumutat la început și aștept să-mi dea înapoi. Băi, ce bune sunt, băi! Ai făcut tu ceva. Bă, a făcut eu, ai scuipat, am jurat, a făcut ceva. N-ai cum să-ți o iei așa pe gratis. Da. Bă, de extraordinar. Cu toate astea, viața noastră de familie, să știți că este una foarte frumoasă. De când am născut, îmi place să ies cu piticul în oraș, câteodată luăm și copilul cu noi. Yo. Bă, o să vă certați! Mamă, mamă, mamă. Nu mai vezi banii aia, Mădălina. Dar îl iubesc așa cum e, pentru că da, este un om bun și voi o știți. Să știți că sunteți norocoși că l-aveți în această emisiune. Da. Și știți că este cel mai bun de aici. A, scuze, el mi-a scris propozițiile astea. Am îndrăznit, am văzut o foaie goală și am scris pe ea acasă. S-a făcut să-i liniște. Eu unde văd o foaie goală scriu. Am păstrat pentru final cea mai tare glumă. No. Da. No. Nu este de fapt o glumă, este un adevăr. Dan Badea nu este Dan Badea. În buletin, el este Badea Robert Cristian. Hai, mă. Adevăratul Dan Badea este fiul nostru. Ce drăguț. Frumos, frumos. Are 3 ani și jumătate și îl iubim enorm. Dan Badea, te iubesc. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.